A revenit în direct? Sau de ceva dorind, dar evităm sunetul pentru că imaginea este deosebită, nu? Da. Povestește-ne, colegul, ce origami avem aici, dacă nu știți ce este asta, și două invitate deosebite, le am alături de mine, pe Izabela și pe Sara. Bună dimineața, fetelor, și bine ați venit! Mulțumim! Bună dimineața! Bună dimineața! Sara, tu ești un pic emoționată? Că sau somnic? Ce somnic? Te-au trezit la ora asta. Emoții? Ai emoții? Da. Izabela, până se obișnuiește și Sara cu platou, spune-ne, de unde ai pasiunea asta? Cum ai descoperit origami? Cum? M-a interesat foarte mult și am început să fac acest lucru de un an. Numai dar așa, pur și simplu, dintr-o dată ai văzut dintr-o undeva? Dintr-o dată am văzut la televizor, este o emisiune la televizor, Art Tech. Da? Și m-a pasionat foarte pe mult. Disney? Da. Ai văzut că știu. Disney Channel. Cu Vincent Van Cocos. Și acolo ai nu? Pus din gură, da. Uite-l pe ăsta ce știe. Pus să întreabă dacă nu-i cu Vincent Van Cocos. Da. Ai văzut că știu. Și? Și m-a pasionat foarte mult și m-a interesat. Și am vrut să fac și eu, să încerc. Și am văzut că reușește și am mers tot mai departe până am ajuns la pasul acesta. Care este foarte greu, adică e, și cât îți ia să faci așa un, o floare întreagă, îmi ia cam 2-3 ore. Cam 2-3 ore? Da. Și tu le tai, tu le îndoi, tu pregătești tot. Văd că ți-ai adus și ustensile, ne faci acum o floricică? Da. Te rog să te apuci să ne faci și ne mai povestești și eu încerc să discut ceva și cu Sara, dacă pot. Bine. Ai învățat o poezie? Dar nu mi-o spui și mie. Ba da. Mi-o spui? Da. Că am înțeles că ai învățat-o. Hai să audim, Sara, să audă toată lumea poezia. Ți-a adus ceva Moș Nicolae? Da. Ce ai primit? Dulciuri. Dulciuri? Da, ai avut ghetuțele curate? Sau unde, în ghetuțe, sau unde le-ai primit? Unde a fost Moș Nicolae dulciurile? Unde le-ai găsit azi dimineață? În plasă. În plasă, foarte bine. Spun. Acolo, în coridor, la noi. În coridor, la voi a pus Moș Nicolae. O să știi că e foarte rapid Moș Nicolae. Umblă peste tot, toată noaptea. Uite, până face Izabela, până pregătește floricica, ne spui și tu poezia? Da. Hai, spune-ne să auzim. Moș Crăciun, toți îmi spun că ești Dani și ești bun. Eu scriu de mai înainte că sunt un copil cu minte. Și îți mai scriu așa să știi că eu nu ce jucării. Cum treceri alți copii, însă nu m-a supărat dacă tot m-a dat ceva. Bravo! Bravo! Foarte, bravo! Foarte frumos! Dacă și el, când a învățat poezia asta? Mă dată, doamna, Mioara. Ți-a dat-o, doamna? Tu ești la grădiniță și a trebuit să înveți. Dar am înțeles că, am înțeles de la tati că ai învățat-o foarte repede. Da. Așa mi-a zis tati, că așa repede ai învățat-o? Așa e? Foarte frumos. Tu unde mergi la grădiniță? Pe la Izabela. Mi se pare corect. Da, nu o cunoști pe Izabela? Da, colegul. Mai mult ori dacă nu o cunoști pe Izabela. Fetelor, uite, Alexandra o să vă ofere câte o brioșă pentru că ați venit la noi în emisiune de Moș Nicolae. O brioșă. Primești tu și pentru tine, să creșteți mari. Da. Până atunci... Da, păi nu. Noi, păi așa se face, da. Bun, foarte, foarte interesant. Izabela, mai spune-ne despre arta asta de a face origami, care este o artă că se pot face lucruri deosebite, cu toate că și aceste flori sunt din ce în ce mai greu de făcut și vrei să mergi mai departe? Da, vreau să continui pentru că îmi place foarte mult. Există undeva concursuri unde te poți înscrie pentru origami sau nu te-ai documentat încă? Nu. Asta o să ne documentăm noi și dacă o să existe așa ceva, o să te înscrii și pe tine la un concurs. Uite, vă mai dau și o bucățică de rubrica de dulce acum de la cofetăria Ice. Ia și tu o prăjitură. Mulțumesc că crești mare. De la cofetăria Ice de pe Victor Babeș. Tu fă în continuare.